Bun găsit, doamnelor, domnilor, la știrile TVT. Bani de la guvern pentru aproximativ 12 primării din județ. Județul Vaslui va beneficia așadar de aproximativ 2.799.000 de lei, bani alocați de guvern din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată. La prima vedere, se pare că banii au fost repartizați primărilor care aveau în derulare proiecte de infrastructură. Edilii spun că acest sprijin este binevenit, în condițiile în care constructorii insistaseră lucrările din cauza neplății datoriilor. Joi Monitor Oficial 890 a publicat o hotărâre de guvern privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural al țării. La nivelul întregii țări au fost alocate 81 de milioane, județului Vaslui revenindu-i doar 3% din total, adică 2.799.000 de lei. Suma va fi împărțită între 12 comune, banii putând fi folosiți doar pentru alimentarea cu apă și amenajare de poduri, punți pietonale și podețe. Banca, 212.000 de lei, Dodești, 218.000 de lei, Băcești, 200.000 de lei. Banii urmând să fie finanțați pentru alimentarea cu apă în satul Băcești și construcția de poduri peste pârâul Garboveta sau Vovriești și pârâul Creiasa. Bogdănești, 200.000 de lei, Bunești-Avenești, 407.000 de lei, Vetrișoaia, 100.000 de lei, nu a lipsit nici comuna Crețești cu 600.000 de lei, Dudă-Epureni, 100.000 de lei. Lucrările mixte de alimentare cu apă și amenajare poduri și podețe vor putea fi realizate și în localitățile Ivești, Rafaila, Pogana cu câte 100.000 de lei sau Voinești, 412.000 de lei. Pentru amenajarea de poduri și podețe în satele Obârșeni, Voinești și Obârșeni, Lingurari. O gură de oxigen, spun primarii. Nu este o gură de oxigen, cu binecuvântare ne abținem un pic pentru că erau arunărate. Era factură emisă de 2 ani de zile și neplătită. Este o lucrare asta, alimentarea cu apă, este făcută printr-un program guvernamental și oricum nu poate fi finanțată din altă sursă decât de unde s-au dat. Acum, prin programul acesta de dezvoltare a infrastructurii, de fapt cu ordonanța 7. Grație faptului că mi-am mutat reședința la București de un an de zile. Stau pe capul lor de un an de zile, că sunt doar, mă dă omul judecată, mă dă executantul judecată. Omul săracul a plătit doar la stat pentru suma asta și eu nu-i fac plățile. Vinovat persoanei care nu finanțează o lucrare care e deja începută și contractată. Din păcate, multe comunități așteaptă astfel de favoruri. Stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea și protejarea persoanelor cu handicap în centrele aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru lunile iulie-octombrie au încins spiritele în ședința din 16 decembrie a Consiliului Județean. Nemulțumit de diferențele mari dintre costurile practicate la unele centre, președintele Consiliului Vasile Mihalache a amenințat conducerea direcției cu un control din partea auditului. Două dintre punctele de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean din data de 16 decembrie au stârnit nemulțumirea președintelui Consiliului Județean Vasile Mihalache. Ambele puncte fac referire la activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Unul vizează stabilirea costului mediu lunar a beneficiarilor centrelor de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice pentru 2012 și celălalt face referire la costul mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea și protejarea persoanelor cu handicap. Diferențele mari între centrele din diferite localități în ceea ce privește costul lunar de întreținere pentru persoanele cu handicap au strânit nemulțumirea președintelui Vasile Mihalache, care l-a amenințat pe directorul economic al acestei instituții, Ioan Buruiană, cu auditul. Cum dracu se face că la Huș, la CIA, nu, la CRPH-ul ăsta al vostru, la Huș, o persoană care are dreptul la recuperare și reabilitare, costă 18 milioane și la Bârlad costă în luna iulie 43. În luna august, la aceleași chestiuni, la Huș, costă 12 milioane, la Bârlad 57. Și nu merg mai departe. Îți spun doar atâta. Voi veți avea audit independent săptămâna viitoare și răspunsul la următoarea ședință. O spun doar să vă intre o dată bine în cap că nu suntem proști. Și că vă belim urât de tot. Dacă constată auditul ăla, fiți atenți ce vă spun. Dacă auditul ăla constată niște nereguli, puneți banii. Cât îmi sunteți voi mie de dragi și îmi sunteți toți, dar puneți banii. Uitați-vă la mine, cât mai stau aici un an, iar nu mai vreo 5 luni, acum s-ar putea să fie un an. Vă las fără și slipul vi le-au de cu voi dacă ați vrut.
Ioan Buruiană nu a putut să explice președintelui de ce pentru recuperarea și reabilitarea unei persoane cu handicap la centrul Burlațe cheltuie într-o lună peste 5.600 de lei, iar într-o altă structură similară la Huș doar 1.400. Noi plecăm la calcul aici invers, ca deci calculăm în funcție și de gradul de handicap acest venit care trebuie să-l ia omul, să-l luăm noi din pensia lui sau din veniturile pe care le are, după care oricum aceste venituri, până la maximă 3.000 din venitul lui, pensia lui nu poate acoperi cheltuielile noastre pe care le avem. Însă, directorul economic al Direcției Generale a promis că la următoarea ședință de Consiliul Județean va oferi consilierilor toate informațiile legate de acest aspect. Majoritatea vaslinilor își vor petrece sărbătorile de iarnă acasă, cu toate că oferta agențiilor de turism se adresează tuturor buzunarelor. Locuitorii județului vor să-și petreacă Crăciunul, dar și Revelionul acasă, alături de familie. În timp ce locuitorii din alte județe ale țării și-au făcut deja rezervări la hotelurile din stațiunile montane din țară sau peste hotare, vaslinii se pregătesc pentru sărbătorile din acest an acasă. Directorii agențiilor de turism din Vaslui susțin că, spre deosebire de alți ani, în 2011 există cereri doar pentru 60% din oferta de Crăciun și Revelion. Lipsa banilor îi determină pe vaslueni să-și ia gândul de la stațiunile din Bucovina, Maramureș sau Bran Moeciu. Pregătit încă din lunile de vară pentru sărbătorile de iarnă, ceea ce înseamnă Crăciunul și Revelionul. Avem locuri în toate locurile mai importante din țară care manifestă un sprijin extraordinar pentru agroturism, în special Bucovina, Maramureșul și culoarul Rucăr Bran Moieciu, unde deja s-au vândut. Proporția este 50% vis-a-vis de anul trecut, în jur de vreo 12-14 familii, iar la Revelion avem revelioane în toate stațiunile din țară și din străinătate, dar și de Crăciun avem oferte din Italia, Austria, Germania, cam tot ce este mai important în Europa și chiar în destinații mult mai o elegante și care nu neapărat sărbătoresc Crăciunul, dar vor o oază de verdeață, cum ar fi insule Malvine și mai departe. În timp ce oamenii de rând își vor petrece Crăciunul și Revelionul în sânul familiei, există și câțiva vasluieni care au ales să-l aștepte pe Moș Crăciun în destinații mult mai exotice, precum Thailanda sau Austria. Sărbătorile de iarnă? Acasă, în familie. Dar avem motivul financiar? Și financiar și sărbătorile se petrec alături de copii. Mulțumim frumos! Nici timpul și nici banii. Nu știu, nu cred. Acasă în familie, la televizor. Servici. A doua zi, întâi. Da, sunt, nu le dau numele, dar așa sunt 4 în Thailanda. Avem 2 la Veneția și vreo 4 în Austria. La Crăciun, la anul nou, nu. Pentru cei care vor lucra noaptea de Revelion, agențiile de turism din județ vor pregăti un Revelion al salariaților dedicat special acestora. Brații de Crăciun care vor poposi în casele vasluienilor au intrat în atenția angajaților de la Garda de Mediu și Inspecția Silvică. Cele două instituții au demarat o campanie de control referitoare la comercializarea acestora. Vânzătorii de brazi din județ au parte de controle din partea salariaților de la Garda de Mediu și Inspecția Silvică. Încă de săptămâna trecută, echipele mixte de inspectori i-au controlat pe comercianții de bombe de Crăciun pentru a vedea dacă aceștia respectă legislația în vigoare în ceea ce privește proveniența brazilor. Până acum au fost controlați comercianți din Vaslui și Bârlad, urmând ca în această săptămână să vină rândul celor din Huș și Negrești. Până în prezent, nu au fost constatate nereguli. Am făcut Bârladul și Vaslui și săptămâna asta, în funcție și de cei de la IPRSV, noi vrem să mergem și la Huș, la Negrești, vrem să mergem în toate zonele, dar preferabil ar fi să noi căutăm să mergem mai mult în locurile neorganizate, dacă va fi cazul, deci nu în piețe, pentru că în general și avem experiența anilor trecuți, cei din piețe sunt verificați permanent de poliția piețelor, deci acolo nu e cazul, dar știți, mai apar vânzători din aceștia ambulanți pe diferite colțuri de stradă și la aceștia e problema cu ilegalitatea. În funcție de și de celelalte activități pe care le mai avem acum la sfârșit de an, dar vrem să verificăm, v-am spus, toate orașele din județul Vaslui. La țară nu cred că e cazul să se valorifice braz de Crăciun. Comercianții care nu respectă legea riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei. Brazii vânduți în perioada sărbătorilor de iarnă în județul Vaslui sunt aduși de către comercianți din pădurile din Neamț, Suceava și Bacău.
Blocaj în educație, în timp ce inspectorii școlari prezintă statistici dezarmante cu profesori care preferă să renunțe măcar un an la catedră pentru a putea pleca în străinătate pe un salar mult mai mare. În diverse domenii de activitate, un edil se prinde faptul că mulți îngrijitori ies la pensie sau părăsesc sistemul, posturile acestora fiind blocate. În comuna Ipureni, spre exemplu, la 3 dintre cele 6 școli, nu are cine să facă curățenie în instituțiile respective. În timp ce în unele județe ale țării, multe comunități rurale nu au fonduri necesare pentru buna funcționare a școlilor, în județul Vaslui situația este cu totul alta, lipsa oamenilor de serviciu. În comuna Ipureni, la numai puține 3 școli, nu este nimeni care să facă curățenie sau în timpul iernii focul în sobe. Astfel, la școala cu clasele 5-8 Ipureni, îngrijitorul a decedat în iulie acestui an. La școala primară Bursuci, omul de serviciu s-a pensionat în august, iar la școala primară Horga, îngrijitoarea a preferat să plece la muncă în Italia, pe un salar de peste 20 de ori mai mare. În situația când nu aveam 3 oameni, 3 școli, nu mai erau de servicii, de oameni de servici, s-apropia începerea noului an școlar. Am fost la inspectorul general, doamna Neala Kosovski, fost la domnul prefect. Așa m-am dus la cunoștințe. Din păcate, guvernul și ministrul învățământului nu le aprobă un ordin prin care să suplimenteze aceste posturi, care sunt posturi unice. Practic, școala nu funcționează dacă n-am om de serviciu. În ciuda memoriilor adresate inspectoratului școlar sau instituției prefectului, edilul a găsit o soluție de compromis. Am găsit soluția la Ipureni. La Ipureni aveam un băiat care era administrator, pe post de administrator sau ceva de întreținerii. Așa, l-am dat postul de om de servici care face curățenie într-o școală unde am decedat în iulie îngrijitorul de la Ipureni, la Bursuci, de la 416. Întâi am avut 3 femei acolo și făceau cu rândul. Așa. Acum am stabilit o singură persoană să facă orele care trebuia să le facă pentru comunitate, așa, le face la școală. Iar la Horga, chiar astăzi, înainte de acolo am venit, când am zis cu directoarea școlii, la fel, 416, am căutat un om care îndeplinește condiția. Acolo nu avem niciunul la 416. În județul Vaslui sunt instituții de învățământ care au fost reabilitate, având și centrale termice pe lemne, dar pentru care nu există nici personal autorizat pentru a lucra cu aceste echipamente și nici legal posibilitatea angajării de îngrijitori cu calificare de fochiști. Recent vă prezentasem cazul comunei Pușcași, unde grădinița recent finalizată stă închisă din același motiv. Numai puțin de 3/4 dintre micii întreprinzători susțin că vor fi afectați de decizia guvernului de a majora salariul minim pe economie de la 670 până la 700 de lei pe lună. Cum își motivează aceștia afirmații, le aflați la știrile pe scurt. Ne revedem în câteva minute cu alte noutăți socioeconomice locale. Cauți o mobilă originală? Cu noi căutarea a luat sfârșit Cosmirom. Satisface dorințele tale la prețul ce sfidează concurența. Cosmirom, magazin situat pe strada Hușului numărul 21, spre Gura Bustei, clădirea albastră, după Bâlci. Căldură, siguranță și confort doar cu Cosmirom. Mobilier standard sau la comandă. Desăvârșit lucrat manual. Încântă ochiul și relaxează sufletul. Cosmirom, rate în magazin doar cu buletinul. Fără dobândă. Guvernul a aprobat miercuri 14 decembrie o hotărâre prin care se reglementează plățile naționale directe complementare pentru 2011 în sectorul vegetal către agricultori din bugetul național. Valoarea acestora este de circa 141,27 de lei pe hectar, echivalentul la 32,40 de euro pe hectar. Acești bani destinați agricultorilor care au depus cereri de subvenție în primăvara acestui an se adaugă sumelor primite de la Uniunea Europeană în cadrul aceluiași SAPS 2011, în sumă de 100,65 de euro pe hectar, ceea ce înseamnă că fermierii din sectorul vegetal, doar pentru faptul că își lucrează terenurile aflate în proprietate sau folosință, vor primi în total pentru 2011 echivalentul la 133 de euro, la un curs de 4,35 de lei euro. La nivelul județului Vaslui au fost depuse 32.610 cereri de subvenție, pentru total de 254.000 de hectare de teren arabil.
Polițiștii de frontieră se pregătesc pentru afluxul de călători din punctele de trecere a frontierei, generat de apropierea sărbătorilor de iarnă. Cele mai tranzitate frontiere vor fi aflate la granița cu Ungaria și Republica Moldova, în special în Vama Albița, fa pentru care, la nivelul Poliției de Frontieră Română, au fost dispuse o serie de măsuri menite să fluidizeze traficul și să reducă timpii de așteptare. În decembrie anului trecut s-a înregistrat un număr de 2,6 milioane de treceri persoane prin punctele de trecere a frontierei. Apropierea sărbătorilor de iarnă readuce în țară mulți dintre cetățenii români aflați în străinătate, pentru a-și petrece aceste zile împreună cu familia și rudele, dar și cetățeni străini care doresc să-și petreacă zilele de vacanță în România. La sfârșitul săptămânii trecute, consilierii județeni au aprobat costurile medii lunare estimate a fi necesare în anul următor pentru întreținerea persoanelor care beneficiază de servicii medico-sociale în centrele din Băceș și Codăiești. Totodată au stabilit și contribuția de întreținere pentru persoanele vârstnice din centrele de la Hu și Gârceni. Acest tip de centre sunt finanțate din două surse. Pe de o parte, Ministerul Sănătății, care asigură funcționarea asistenței medicale prin plata medicilor, asistentelor și a medicamentelor, și pe de altă parte de Ministerul Muncii prin Consiliul Județean, care finanțează componenta administrativă și socială. Pentru Centrul Medico-Social Băcești s-a calculat un cost, spre exemplu, mediu lunar de întreținere de 934 de lei pe lună, în timp ce costul mediu lunar de întreținere a unui pacient la centrul din Codăiești a fost calculat la 870 de lei. La nivelul județului Vaslui, indicele producției industriale în serie brută înregistrează după primele 11 luni ale acestui an o creștere de 4% față de perioada similară a anului trecut, potrivit celui mai recent raport al Direcției Județene de Statistică. În octombrie, indicele producției industriale a coborât ușor sub valoarea de 100%, ceea ce indică o scădere ușoară a activității industriale față de octombrie 2010. În schimb, volumul cifrei de afaceri din industrie, piață internă plus externă, a crescut în octombrie cu 18,40% față de luna precedentă și cu 10% față de octombrie 2010. În perioada analizată, efectivul salariaților din industrie a crescut până la 17.593 de la 14.746, iar salariul mediu net pe ramură a crescut cu 93 față de octombrie 2010 până la 986 de lei. Numai puțin de 3/4 dintre mici întreprinzători susțin că vor fi afectați de decizia guvernului de a majora salariul minim pe economie, de la 670 până la 700 de lei pe lună, reiese dintr-un sondaj realizat de site-ul IMM România. Astfel, dintre cei care spun că vor fi afectați, 12,5% declară că dificultățile vor fi într-atât de mari încât vor fi nevoiți să recurgă la concedieri. Majoritatea însă, 57%, respectiv, dintre cei care se declară afectați de creșterea salariului minim la 700 de lei, spun că efectul principal va fi creșterea cheltuielilor cu salariile. Un sfert dintre participanții la sondaj spun însă că decizia guvernului nu va avea niciun efect. Întrebate care sunt motivele care stau la baza limitării majorărilor salariare în 2012, 50% dintre IMM-uri invocă nivelul foarte ridicat al contribuțiilor sociale, 25% acuză criza economică, iar 20% lipsa comenzilor. A început goana după cumpărături. Vasluienii iau cu asalt magazinele și piețele din municipiu pentru a-și umple coșul de cumpărături pentru masa de Crăciun. Bugetul alocat de locuitori pentru cele 3 zile dedicate nașterii Domnului Iisus Hristos se cifrează în jur la 500 de lei. Cu toate că este criză financiară, vasluienii au început deja cumpărăturile pentru sărbătorile dedicate Crăciunului. De pe masa niciunul locuitor din municipiu nu va lipsi carne de porc. Comercianții din cele două piețe agroalimentare spun că, spre deosebire de anii anteriori, vânzările sunt foarte slabe în această perioadă a anului. Nu mai merg cum mergea odată. Dar ce să vă zic, că e lumea necăjită, nu are lumea bani. Nu mai sunt vânzările cum erau odată. Atât pot să vă spun. Fiecare cum își permite și după posibilitatea care o are. 2-3 kg. Sunt care iau și 5, sunt care iau și 10, depinde după bugetul cum îl au. Fiecare. Carne, fructe, dulciuri și sucuri, asta vor avea vasluienii la masa de Crăciun. În funcție de venituri și numărul membrilor unei familii, bugetul alocat de locuitorii județului pentru cele 3 zile de Crăciun este de aproximativ 500 lei. Câți bani? Păi să ne înseamnă că sunt o singură persoană, în jur de vreo 400 de lei. Pentru amândouă. Ținând seama că sunt bugetar, îți dai seama că n-am cum să mă descurc. Și asta este foarte mult. Este foarte mult, 400 de lei, pentru că urmează cheltuielile. Plătește apă, gunoi, telefon, un pic de carne, pe care trebuie să o pregătești ca să-ți ajungă. Și să-mi fac ceva cozonac. Băuturi mai puțin, că nu beau.
cam simplu, fructe, un pachet de cafea și cam atât. Toată pensia. Asta înseamnă cât, doamnă? Vreo 10 milioane. Și vă ajungi pentru că... Mi-ajung. Ce intenționați să cumpărați? Nu cumpăr nimic. Nu vreți nimic? Nu. Nici măcar carne de porc? Nici carne de porc, nu. Am curcan. În jur la 500. O pensie, pensia care o am eu, da. 500. De Crăciun și pentru Revelion? Acum mai de Crăciun deocamdată. Da. Păi, parcurs mai vedem. Mai avem nepoți, mai avem mai mult de 600-700. Carne. Tot ce pentru Sfântului Crăciun acum așa. Nu carne de alta asta. Ce-o mai fi de acum pentru copii, pentru una altul cu Revelionul, mai vin copii cu ratul, cu... Da, este, așa este. Dulciuri și ce o mai fi? Mai mult de 5-600. E greu, dar totuși mergem așa în continuare, n-am ce să facem. Asta e situația. Imediat ce rafturile magazinelor se vor goli, comercianții le vor umple cu marfă ce va fi vândută pentru pregătirea petrecerii de Revelion. Am intrat așadar în spiritul sărbătorilor. Cu o săptămână înainte de marea sărbătoare a nașterii Domnului Iisus Hristos, vasluienii au avut parte de două spectacole de colinde de excepție. Unul dintre acestea a fost susținut de corul protoierii Vaslui, celălalt fiind oferit de către corala Fantasia. În duminica de dinaintea Crăciunului, credincioșii din municipiul Vaslui au putut asista la o slujbă religioasă oficiată la Biserica Adormirea Maicii Domnului de către Preasfințitul Părinte Corneliu, episcopul Hușilor. Ziua a continuat cu un concert de colinde interpretate de corul protoieriei Vaslui. Timp de aproximativ 2 ore, vasluienii au putut asculta pe membrii corurilor bisericești Gavril Muzicescu al protopopiatului Vaslui, Gheorghe Cucu al protopopiatului Bârlat, Nicolae Lungu al protopopiatului Huș, de corul Catedralei Episcopale din Huș sau corul Seminarului Teologic Sfântul Ioan Gură de Aur din Huș. Finalul spectacolului a aparținut unui cor format din copii de la Negrești, coordonați de un preot minunat. La manifestare a fost prezent și Preasfințitul Părinte Corneliu, care a adresat un cuvânt de binecuvântare celor prezenți în sala Casei de Cultură Constantin Tănase. Eu nu o să vă cânt o colindă, ci doar o să vă adresez câteva gânduri, pentru că în mai puțin de o săptămână vom retrăi marele eveniment care a schimbat definitiv istoria omenirii, nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Și mă adresez tuturor celor de față și a celor care au dorit să vină, dar n-au putut din diferite motive, dar misiunea noastră este de a ne adresa fiecărui suflet și fiecărei inimi care așteaptă de la noi încurajare, mângâiere și multă, multă bucurie. Seara de 18 decembrie a fost încheiată cu un recital deosebit al Fantasia, între colindului Zăbavă, susținut la Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui. Bună dimineața la Moș, la Moș ajung! Bună dimineața la Moș, la Moș ajung! Peste 600 de elevi și preșcolari s-au întrecut în cadrul festivalului Datina. Capre, urși și alaiuri de colindători au reînviat tradițiile românești. Evenimentul a fost găzduit de Școala Generală numărul 3 Constantin Parfene din Vaslui.
Weekendul trecut, școala numărul 3 Constantin Parfene Vaslui a fost gazda festivalului Datina. Competiția, organizată special pentru elevi și preșcolari, a adunat numai puțin de 600 de concurenți. Prin evoluția lor, participanții au trebuit să impresioneze juriul format din Romeo Tălmaciu, Vasile Negură, Cristin Ciubotaru, Mirela Nistorovski, Elena Fociac și George Ilașcu. Prestațiile micuților concurenți au făcut dificilă desemnarea câștigătorilor. Cei 600 de concurenți au fost grupați în 100 de formații și interpreți individuali. Repertoriul ales de elevi nu a cuprins și influențe occidentale. Micuții au evoluat cu aloaieri de colindători, urși și capre. Festivalul Datina a avut drept scop reînvierea tradițiilor strămoșești. Schimbăm domeniul. Consilierii vasluieni sunt plătiți să stea degeaba. Au fost votați de vasluieni pentru a le reprezenta interesele în Consiliul Județean sau local, dar nu fac mare lucru. În schimb, primesc indemnizații de ședință și semnează state de plată în folosul alegătorilor. Este vorba deocamdată despre membrii Consiliului Județean Vaslui, care nu se obosesc prea mult cu munca. Ba chiar în timpul ultimei ședințe de Consiliul Județean, unii au preferat să plece pe parcursul dezbaterilor, ca și cum discuțiile din plen nu i-ar fi interesat. I-am votat pe listele partidelor care au desemnat pentru a reprezenta interesul lor și al nostru, implicit în 2008. Ridică indemnizații destul de consistente, iar ei nu trebuie decât să se prezinte la ședințele din cadrul comisiilor de specialitate, din cadrul cărora fac parte, întrunite pentru dezbaterea pe marginea punctelor pentru ședințele de Consiliul Județean. În schimb, aceștia, profitând de faptul că suntem pe final de an, preferă să plece în alte țări și mai puțin să stea la ședințe. Rând pe rând au plecat fără să dea vreo explicație la ultima ședință de Consiliul Județean. Domnul secretar, te rog frumos să numeri cu cei care sunt absenți. Au plecat la budă sau au plecat acasă? Nu, la o ședință. Absență în general. Au ședință pe hol? Tot da. Aia. Da. Deci am părăsit ședința. Articolul 12, da? Dezbatem proiectul de hotărâre prin aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și al instituțiilor publice de subordine pentru anul 2012. Doamna Stanică Chiorcenea. Mulțumesc frumos. Domnul Stoica, v-a rugat o doamnă să-i spun Da. Pe faptul în care am, dacă v-am chestiune, trebuie... Cu această ocazie, nu putem omite o chestiune deloc plăcută, aceea că, indiferent că fac parte sau nu din putere sau opoziție, aceștia sunt obligați să aibă întâlniri periodice și audiențe cu oamenii, dar niciunul nu s-a deplasat în mijlocul alegătorilor. Astfel, cu toate că legea îi obligă să fie la curent cu problemele oamenilor, ei nu sunt interesați să-i asculte pe cei care au votat și nu-și bat capul să facă proiecte de hotărâri prin care ar putea îndrepta unele lucruri. Până acum, niciun consilier nu a susținut audiențe și nu s-a întâlnit cu alegătorii nici măcar o dată. Noaptea strâns,
consilier județean primește aproximativ 600 de lei pentru fiecare ședință și întrunirea comisiei la care participă. Legea nu stipulează însă nicio sancțiune pentru cei care nu își fac datoria. Cu toate că ar fi trebuit încă de acum 11 luni să-și prezinte raportul de activitate, doar 2 consilieri din cei 32 au ținut cont de această obligativitate, Iacomi George Adrian și Ioan Stamate. În fiecare lună, Consiliul Județean, în schimb, cheltuie pentru plata celor 32 de consilieri aproximativ 20.000 de lei. Banii ajung în buzunarele aleșilor, chiar dacă ei au sau nu activitate. Sfinti, părinte, vreau să mă mărturisesc. Spune, fiule. Am păcătuit, părințele. M-am dus de ună zi la Gheorghe să-i dau o datorie și o găsesc doar pileana. Vai, fiule, te-ai dat la ei? Nu, părinte, Doamne ferește, că ea era cu treabă prin o gradă. Dar am râvnit la cozonaș și pâinea și plășintele ei, că erau scoase din cuptor să se rășească. Vai, fiule. Așa-i, vai, părinte, dar ghinii mai arătau frumos și crescuți, nu tortoaie cum îi faci și muierea mea. Și ce-ai făcut, fiule? Părinte, am găbjet în traistă cât am putut și am tulit-o. E grav, părinte? Fiule, nu-i grav. Te dezleg din păcate că Leala folosește făină de la promoții de la Enache Morărit. Enache Morărit, SRL Huș. Hai români de peste sat, la Malai de la Enache. Iată-ne din nou la concursul nostru oferit de Societatea Comercială Enache Morărit și Panificații. Întrebarea de această dată este: cine a produs pentru prima oară în România brichete din masă vegetală? Imediat, bineînțeles, veți primi și răspunsul. Urmează ca dumneavoastră să sunați și, bineînțeles, să câștigați numerele de telefon 0335711001 sau 0335711011 și, bineînțeles, adresa noastră de e-mail office@rontvtotal.ro. Baftă! Am fost primii la momentul dat în România care am realizat această instalație, primele brichete din pais. La momentul dat cred că avem cea mai vastă experiență în a produce acest tip de combustibil solid. Hai români de peste sat, la Malai de la Enache. Mama ligă să mâncăm, o viață lungă să avem, mă. Am revenit la știrile sportive. Fotbal Club Vaslui va susține ultima reprezentație din acest an în fața propriilor suporteri, urmând a întâlni Rapid, echipă în fața căreia vasluienii au deluat o revanșă după înfrângerea rușinoasă din vară. Cu moralul la pământ după eliminarea din Liga Europa, fotbaliștii de la FC Vaslui mai au de tras 90 de minute înainte de vacanță. Sub presiunea patronului, care a avertizat că va fi vai și amar, Viorel Chizo încearcă să-și țină jucătorii conectați la miza jocului de marți seară cu Rapid, când vasluienii au deluat și o revanșă după înfrângerea rușinoasă din vară, scor 0-3. Viorel Chizo este conștient de miza jocului, pentru că o victorie ar menține FC Vaslui lipită de plutonul fruntaș. Avem destul de multe probleme, este un joc care se joacă pe un teren înghețat. Este anormal ca Liga Profesionistă de Fotbal să programeze în 20 decembrie un joc atât de important pentru economia clasamentului final.
Deși accidentat, Lucian Sămârtean nu renunță la ideea de a fi printre titulari la meciul cu Rapid, mijlocașul vasluian făcând eforturi pentru a fi apt la ora partidei. Lucian Sămârtean trage de el și speră să fie pe teren la meciul cu Rapid. Deși nu s-a antrenat în ultimele zile, mijlocașul vasluian forțează din nou, astfel încât să-și poată ajuta echipa în ultima partidă din acest an. Glezna jucătorului s-a desumflat și urmează un tratament de refacere. Îmi doresc mult să joc cu Rapid, mai am doar unele vânătăi la gleznă, însă sper să fiu pe teren. Cu antrenament mă pun pe picioare și voi fi apt de joc, a precizat acesta. În afară de Cernea Uscas, Viorel Hizu are probleme și cu Pavol Farcaș, care acuză dureri mari la șold. El nu s-a pregătit cu echipa în ultimele zile, fiind supus unor investigații medicale amănunțite. Nici Ionuț Balaur nu va putea fi în lotul pentru jocul cu Rapid, fiind suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Puștii de la Clubul Sportiv Safir, care evoluează pe programul FC Vaslui, au câștigat memorialul Gheorghe Ola după ce au învins în finală pe cei de la CFR Cluj cu 3-2. Puștii de la Clubul Sportiv Safir, care evoluează pe programul FC Vaslui, au devenit campion național la categoria de vârstă 9 ani, după ce au câștigat memorialul Gheorghe Ola. Micuții fotbaliștii Vasluiului s-au calificat în finala de la Râmnicu-Vâlcea, după ce au câștigat grupa semifinală, învingând Juniorul București cu 2-0 și Gloria Bistrița cu 5-2 și încheind la egalitate scor 2-2 cu CSM Focșani. În finală, viitoarele vedete ale FC Vaslui au răzbunat pe cei mari, după ce au câștigat disputa cu CFR Cluj cu 3-2. Partida a fost una cu emoții. Vasluienii s-au detașat imediat pe tabelă, bifând primele două goluri, însă s-au văzut egalați, astfel că finalul întâlnirii a fost unul de suspans. Junii galben-verzi au reușit în cele din urmă să marcheze golul victorios. Felicitări! Acești copii s-au autodepășit, dovedind că muncesc mult la antrenamente. Chiar dacă provin din zonă considerată la capătul lumii, meritele le aparțin în totalitate, muncind extrem de mult pentru acest trofeu, a spus Costinel Boteza, antrenorul coordonator la Centrul de Copii și Juniori al FC Vaslui. Anul trecut, micuții fotbaliști născuți în anul 2002 au fost vicecampioni naționali, pierzând finala în fața aceleași echipe a CFR Cluj cu 0-3. De altfel, în ultimii 2 ani, cele două formații au dominat fotbalul românesc la sub 9 ani. Doamnelor și domnilor, vă invit în minutele următoare să urmăriți rubrica Meteo. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile TVT. Numai bine vă doresc și vă reamintesc totodată de faptul că urmărind știrile puteți câștiga de sărbători mălai și făină superioară, precum și brichete din masă vegetală, toate oferite de Societatea Comercială Murării și Panificației Nache Strele din Huși. Așadar, puteți avea sărbători mult mai liniștite, de ce nu? La revedere, săptămână ușoară!